Adevărata implicare se cunoaște și în comuna Braniștea, unde primarul Marin Ion a arătat de-a lungul timpului interes pentru bunăstarea cetățenilor. Investițiile sunt multiple, iar condițiile de trai a celor care locuiesc aici sunt unele dintre cele mai bune. Primarul comunei Braniștea Marin Ion și-a arătat de-a lungul timpului interesul pentru bunăstarea cetățenilor, de la achiziționarea utilajelor pentru stingerea incendiilor până la modernizarea infrastructurii rutiere, dar și a iluminatului public. Un primar foarte gospodar, a făcut asfalt, a făcut tot la loc, a făcut primărie de nota 10, a făcut multe, 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 e un băiat de nota 10. Nu găsim altul care să fie un om gospodar, popular. Când te duci la primărie, te primește cu cel mai mare drag. Revenit în comuna Braniștea după 28 de ani de activitate în municipiul Drobeta Turnu Severin, este comuna în care m-am născut și am crescut până în momentul când am plecat la facultate. Și referitor la realizările mai deosebite ce s-au derulat pe teritoriul unității administrativ-teritoriale, aș enumera pe cele din ultimul mandat. Cu lămpi moderne, investiție din fonduri europene prin galul din care face parte și comuna mea, modernizarea prin asfaltare a ulițelor sătești, în aproximativ 6 km, programul PNDL 2, o altă lucrare de care sunt foarte mulțumit și eu și concetățenii mei, este achiziția din fonduri europene printr-un program transfrontalier cu o localitate din Bulgaria a unor utilaje performante și instalații de asemenea foarte performante pentru stingerea incendiilor și care sunt de un real folos pentru comunitatea noastră. Am mai fost și alte realizări care prezintă o mare importanță pentru comunitatea locală, cum ar fi 3 poduri din beton armat, făcute din surse proprii, modernizarea și dotarea celor 2 corpuri de școală ale comunei, de asemenea pe fonduri europene, un parc central, iar la ora actuală se lucrează la o remiză, la un garaj pentru toate aceste utilaje care le-am adus. Primăria comunei este una modernă, dotată cu mobilier nou și toate utilitățile din fonduri proprii. Primarul localității Marin Ion acorda interes și învățământului școlar. Cu ajutorul fondurilor europene, școala gimnazială cu clasele 1-8 a fost modernizată și reabilitată. Liceenilor însă li s-a pus la dispoziție autobuz pentru a ajunge la liceul din Cujmir. Am înțeles că domnul primar a făcut din bani proprii primăria, a modernizat-o. Ce ne puteți spune despre acest lucru? A făcut-o de la temelie, nu că a modernizat-o, a făcut-o, a construit-o de jos până la tot. S-a aprovizionat cu utilaje, cu toate utilajele necesare. A făcut jos acolo unde le parchează dânsul. Pe urmă s-a ocupat și de dispensar, unde a fost primăria veche, a lăsat la dispensar. Și s-a ocupat dânsul, deși a renovat acolo tot. Ne-a făcut asfalt. Pentru comună a făcut cea... Utilaje avem în comună când ne trebuie, pentru orice ne trebuie. Au pentru copii, iar a dus autobuz, numai... Utilajele erau necesare? Da, pentru primărie părea foarte... Din afara... Satelor au făcut drumurile pe tarlale. Pe unde eram noi copii, ne duceam cu bicicletele. Acum copiii se suie în autobuz și se duce și... Avem primarul, dar foarte bine. Iarna le e grea, greu să se ducă. Da, noi eram pe jos, vin zepez când ne eram copii. Acum se suie în autobuz și se duce acolo și vine la... Iar... Și foarte respectos, un băiat de nota 10. Avem primar de foarte bun. De asemenea, cetățenii comunei Braniștea se pot bucura de un parc modern și reabilitat. Parcul Fântâna Miresei păstrează unele obiceiuri și tradiții, iar cu acest loc sătenii se mândresc. Asta e o tradiție mai veche. Înainte se făcea nunțele și duminică seara și sâmbătă seara și duminică seara. Acum se face numai duminică seara. Și înainte de se înveli mireasa, se ia apă.
ca să facă bradul. Vine nașul cu ghirlanta, cu capul mirese, cu florile, stă aici în curte la mireasă și mireasa se duce cu alaiul după ea să ia apă de acolo, de la fântâna miresă, să facă bradul. După aia, după se învelește, se duce la biserică să cunună. Merge acasă și luni după ce se scoală de pe nunta mare și obosiți așa cum sunt, să duc și să adapă mireasa acolo la fântâna Mires. Și e foarte bine că a ajuns să împaragină fântâna aia, dacă nu o făcea domnul primar. Un lucru numai bun despre domnul primar Marin. S-a implicat foarte mult. Ne-a făcut poduri, ne-a făcut o podișcă care era necesară de trecerea în câmp, aici la baltă, la uliță. A asfaltat trei sferturi din sat, că nu se poate totodată. A făcut multe. De când este în funcția de primar, a făcut multe pentru satul Braniștea. Ținând cont că râul Drincea străbate comuna Braniștea, vechile poduri erau un adevărat chin pentru localnici. Acum aceștia se pot bucura de trei poduri din beton armat. Primarul localității, Marin Ion, ușurează viața cetățenilor prin investițiile de-a lungul timpului. De asemenea, implicarea și devotamentul privind bunăstarea cetățenilor face ca sintagma "omul sfințește locul" să fie adevărată în comuna Braniștea.